Stimați cinefili, am ajuns așadar la episodul 2 al serialului care vă place. E vorba așadar de această avocată cunoscută, dispărută de acasă, iar anunțul dispariției, o știre mică, o știre în care se spunea despre o avocată pe numele ei Eloida, dispărută de acasă și bănuit de implicarea în dispariție, suna acest prim comunicat, bănuit este chiar soțul ei, un polițist care, sigur, era căsătorit cu ea de ceva vreme, ați văzut în episodul precedent, fiecare dintre ei veneau după două mariaje fără succes. E bine, această știre ruptă de ziaristul respectiv și lăsată pe birou acestuia, produce o avalanșă de întâmplări, produce în interiorul acelei țări unde se petrece toată această acțiune, unde a avut loc această dispariție, produce o serie întreagă de bulversări, nu doar ale scenei judiciare, ci și ale scenei politice, ale scenei economice. O să vedeți ce se întâmplă în acest film de cinema care vă va ține cu sufletul la gură. Așadar, vedem acum în film, eu vă povestesc filmul pe care doar eu l-am văzut și dumneavoastră să fiți foarte, foarte atenți la fiecare cadru. Într-o figură de stil a regizorului, această știruc, acest crâmpei de hârtie, se învârte așa ca într-un bol cu repeziciune și produce un întreg tsunami. Este vorba întâi, într-un prim cadru al filmului, că o echipă de televiziune din subordinea acelui ziarist merge în localitate, merge a doua zi dimineață, după apariția acelei știri, merge în localitatea unde avocata dispăruse. Avocata, ca orice avocat, avea un birou. Echipa de televiziune pătrunde nestingherită în acel birou. Vedem acum în film și cumva suntem șocați că nu era nici picior de polițist pe acolo prin birou, nu era banda aceea galbenă cu nu trece, s-ați văzut cum se întâmplă în multe filme de tip thriller. Biroul avea o secretară care spune bună ziua, echipa de televiziune se prezintă, spune aici este biroul doamnei avocat, da, aici poftiți, o cafea, un suc. Biroul propriu-zis, masa de lucru a avocatei era plină de tot felul de lucruri, pix, niște cercei, tot felul de încărcătoare de telefon, dar și o agendă.